Durerea în piept sau angina pectorală, respirația îngreunată, mai ales la efort, dar și oboseala accentuată sunt câteva dintre manifestările clinice ce pot indica existența bolii coronariene. Foarte des întâlnită, afecțiunea apare atunci când alimentarea cu sânge a inimii este întreruptă sau blocată de depozitele de calciu și grăsimi formate în arterele coronare. În lipsa depistării la timp și a unui tratament adecvat, boala coronariană poate avea consecințe severe, cum este, de exemplu, infarctul miocardic acut. De aceea se recomandă efectuarea controalelor de cardiologie în mod periodic. O investigație foarte importantă în diagnosticarea și stabilirea planului terapeutic în boala coronariană, dar și în alte afecțiuni ale inimii, este scintigrafia miocardică. Aceasta este o investigație de medicină nucleară care dă posibilitatea medicului de a obține informații prețioase cu privire la funcția mușchiului cardiac și gradul de afectare al acestuia, mai ales atunci când există o suspiciune de afectare ischemică coronariană. Altfel spus, examinarea oferă detalii esențiale despre funcția ventriculului stâng în sistolă și diastolă, dar și despre perfuzia și motilitatea miocardului. Pentru identificarea tulburărilor de circulație miocardică, scintigrafia miocardică se efectuează ulterior efectuării unui test de efort monitorizat EKG sau de repaus. Pe lângă identificarea defectelor de perfuzie ale mușchiului cardiac și evaluarea funcției cardiace și a viabilității miocardului, scintigrafia miocardică are rol și în stabilirea conduitei terapeutice. Astfel, se poate stabili cu exactitate dacă pacientul are nevoie de tratament medicamentos sau dacă necesită efectuarea unei proceduri de coronografie sau a unei intervenții chirurgicale, relatează Digi24.ro.